Nici amenziile foarte mari prevăzute de legislația în vigoare și nici măcar gândul că ar putea petrece și un an după gratii nu-i ține pe unii prahoveni departe de comerțul cu obiecte pirotehnice interzise, iar polițiștii serviciului arme, explozivi, substanțe periculoase din cadrul IPJ Prahova au descoperit un bărbat ce încerca să vândă petarde în piața din Plopeni. Extinzând verificările, au constatat că acesta își depozitase obiectele pe care urma să le comercializeze în spatele unui chioșc. Aici se aflau 400 de bucăți de petarde. Tot în aceeași piață au depistat un alt bărbat care de această dată își depozitase petardele pe care urma să le comercializeze în portbagajul mașinii. Aici au găsit polițiștii numai puțin de 600 de bucăți de rachete, petarde și alte obiecte pirotehnice, toate interzise la deținere și comercializare de către persoane fizice. Cei doi bărbați s-au ales deocamdată cu dosare penale, iar marfa ilegală a fost confiscată.